Salutare prieteni, astăzi vă voi prezenta un server românesc de Minecraft absolut genial. De ce spun asta? Pentru că pe acest server poți juca atât de pe Java cât și de pe Bedrock, sunt organizate eventuri în fiecare săptămână, stafful este prietenos și playerii sunt de treabă. Acum o să vă prezint secțiunile. Momentan sunt deschise două secțiuni pe server, dar în total serverul are 12, vor fi deschise pe viitor. Și avem așa, Survival Earth și Skyblock. Sunt două secțiuni deschise la momentul actual, mai e și Box PvP care va fi deschis, Bedwars, Sky PvP, deci o să fie o nebunie, Factions, The Pit, Practice, UHC, Arcade și Wheel Battle și YouTube Minigame. Bun, prima oară hai să vedem aici la Survival. Cam așa arată spawn-ul pe secțiunea de Survival. Serverul are o vechime de aproape 2 ani. Deci nu este chiar așa de nouț. Și momentan aici sunt destui de mulți playeri, cred că sunt peste 20, doar pe Survival. Deci, dacă mai intrați și voi și v-aș recomanda să o faceți, umplem serverul aici. Astăzi mă veți întâlni, mai stau și aici să joc pe el și pe Skyblock. Prima oară o să vă spun de shop, aveți Warp Shop, unde puteți să vă cumpărați ce doriți voi, de exemplu blocuri normale, blocuri colorate, minereuri, mâncare, fermă, mob drops și diverse. Și mob eggs, adică o de mob. Bun, aici la diverse poți să-ți cumperi ce ai tu chef, lavă, în caz că ai nevoie. Sunt și joburi, cred că știți în mare parte cu ce se mănâncă survival. O să vă prezint așa, mineri, vânători și constructori și toate cele. Acum o să dați așa RTP ca să vă teleportați unde doriți voi și are 3 dimensiuni. Overworld, dimensiunea principală, Earth Dimension, a doua dimensiune unde poți explora continente. Mi se pare foarte tare acest lucru, n-am mai văzut până acum eu. Bine, nici nu m-am prea jucat în ultimul timp. Avem Africa, America de Nord, toate continentele. Australia, Europa, Asia, Antarctica. Și hai să mergem în... Și mai era încă o dimensiune, ultima dimensiune, Mystery Dimension. Aici poți bate dragonul. Bun, și hai să mergem în Europa. O să-mi frumos și ne teleportează. Bun, m-am teleportat aici pe Europa. O să bag fly ca să... Am făcut rostul aici de migrat. Hero, da, vă puteți cumpăra și grade, aveți shop oficial, magazin Trident MC sau ceva de genul ăsta și desigur și server de Discord, vi le las în descriere, în caz că doriți să vă cumpărați grade. Iar voi aici o să vă alegeți un job, hai să dau aici jobs, ok, și dați de pădurar. Bun, sunt deja în jobul de pădurar și îți dă bani că pur și simplu spargi lemn. Am făcut deja 16.000 de dolari, dar nu din cules lemn. A fost event aseară. Și explorați lumile astea, vă faceți armuri, vă duceți la warp PvP, după aceea... Dați așa, PvP. Warps. Ia să vedem, arena, nu mai e PvP, e arena, cred că se numește acum. Deci nu mai e warp PvP cum era înainte. Bun, am ajuns aici la warp PvP, cred că aceasta este arena. Cel mai probabil. Vă bateți aici. Și tot ce vreți să faceți. Nu, doar asta e arena, e destul de șmecher. Puteți să vă setați și case. Mi-am setat eu o casă aici, Home Copac, unde am luat lemn. Pe aici, pe undeva, aveam eu ceva, nu știu dacă mai le găsesc. Aveam niște chesturi. Oh my god, nu mai sunt. Nu vine să cred. Ba da, uite-le. Uiuiui. Și aici și se află în chesturile astea de unde am eu atât nisip și tot. A fost event aseară. Ownerul a dat aici de toate. La fel a fost și pe Skyblock.
Aici se află warp crates. Votezi serverul, îți dă o cheiță. Am avut eu o cheiță aici. O puneți și vă dă iteme. Vedem ce pică. Bun, și mi-a dat? Cred că... mi-a dat zombie. Ăștia oare... sunt de partea mea zombie dacă îi pun? Ar fi interesant. Din moment ce mi-a dat... da, nu știu. Bun, haideți să intrăm și pe secțiunea de Skyblock. Aici pe Skyblock cred că știți ce trebuie să faceți. Aveți o insulă, mă gândeam să fac o serie pe serverul ăsta de Skyblock, așa de plictiseală. Aveți o insulă, vă faceți un generator din ăsta. Nu știu dacă l-am făcut eu prea bine, n-am prea jucat în viața mea Skyblock. Vă faceți o insulă, tot așa, vindeți, ia, warps, să vedem dacă are shop. Cred că are. Enchant, nu, n-are. În fine, ia, să dau direct shop. E imposibil. Deci, ieși aici shop, frumos. Cred că poți să și vinzi. Da, aici pe ce vrei să vinzi și aici dai să vinzi sau să cumperi. Bun. Și ce trebuie să faceți voi pe această insulă? Vă extindeți insula frumos. O extind și eu așa un pic la mișto. Să o fac un pic mai mare, dar desigur nu o să rămân așa. Cam ăsta este serverul. În caz că vă întrebați de unde am eu atâtea materiale pe aici și așa, pentru că nu m-am jucat, v-am spus, a făcut ownerul event aseară. Pe Bedrock, dacă doriți să intrați, nu uitați să puneți portul 1.9.1.3.2, cred că este portul default, adică pe telefoane. Și da, IP-ul vi l-am pus la început pe ecran. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Vă aștept pe server, o să fiu azi. Mâine poate o să fac un live cândva pe acest server. Mi se pare destul de interesant. Și ciao, fraților!